În această dimineață, domnul Ion Dobre ne-a solicitat sprijinul întrucât mai multe persoane din localitatea Găneasa sunt deranjate de mirosul greu emanat de mașinile în care sunt transportate animale vii și care ulterior sunt curățate la spălătoria din zonă. Totodată, omul era nemulțumit de faptul că a lucrat la spălătoria respectivă 4 ani și jumătate și, conform spuselor acestuia, a necesitat chiar și îngrijiri medicale, întrucât substanțele folosite la curățarea mașinilor sunt toxice. De asemenea, omul susține că mulți ani a lucrat chiar și noaptea, fără echipamente de protecție, iar în contract figura cu 2 ore de muncă pe zi. Bărbatul ajunsese chiar să-și procure singur mănuși sau măști pentru a se proteja. Nemulțumire pentru când e cald vara și spală mașina de porc, nu putem să stăm în curte. Nu putem să stăm și noi la masă afară, nu putem. Că miroase numai a porci. Pentru că spală mașini de... transportat porci de animale. Și ce ar trebui făcut în acest sens? Să aibă spălătorie, nu sunt contra, dar să nu mai spele mașini de porci aici. Că nu putem să stăm. În contract nu mi s-a specificat că lucrez 13-14 ore plus noaptea. Cred că făceam pe lună 300 de ore, ceea ce cred că nu e normal, nu eram nici plătit și asta e treaba. M-am obligat, deci după ce spălam mașinile de porc, să vărs apa în curțile oamenilor, ba mai în ultimul timp când a început lumea să revolte, încărcam în benă cu acordul lui că el mă punea, ba la halta CFR Găneasa, ba pe izlazul comunal unde păștea lumea vacile și alea, și acum lumea, na, când la mine venea și s-a adresat mie, am zis, băi, eu sunt muncitor, eu se curce mi se spune, vorbiți cu patronul. Da, am fost la spital, sunt înregistrat acolo cu arsuri pe ei, să o fac datorită soluțiilor toxice care le inhalam, de la vaporii care se ridicau când prestam lucrarea la curățirea genților, rezervoarelor și acidul tot toxic. Cu așa ceva spală mașinile. Și vă dați seama, dacă mă adia și vântul și cum au oamenii grădinile în spate, o să vedeți pe partea cealaltă, normal, că l-a afectat și culturile, legumele, ce își punea omul în grădini. Cum era normal, am cerut și părerea administratorului spălătoriei, care îi contrazice în totalitate pe cetățeni. Acesta susține că pentru a deschide punctul de lucru deține acordul vecinilor, precum și acordul de mediu și contract de vidanjare. Administratorul susține că înainte de spălătorie acolo era o groapă de gunoi. De asemenea, spune că mașinile pe care le curăță practic beneficiază doar de o spălare suplimentară. În ceea ce privește substanțele folosite, patronul spune că sunt agreate și conforme cu normele europene. Avem toate actele legale, avem autorizații de mediu și contracte de vidanjare valabile pe toate perioadele. Și avem și acordul vecinilor de la începerea funcționării în acest spațiu. Iar contractele cu vecinii, contractele și practic nu sunt contracte, sunt acordurile vecinilor, le avem de când ne-am apucat să construim, din 2005. Și știau că aici s-a făcut spălătorie și stație de întreținere auto. Comisarul șef al Gărzii de Mediu ne-a confirmat faptul că ieri a fost înregistrată o sesizare la sediul instituției și că în cel mai scurt timp vor merge să verifice aspectele sesizate. În funcție de neconformitățile constatate, se vor lua și măsurile impuse de lege. Totodată, domnul Dobre a sesizat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt cu privire la nemulțumirile sale. În termen de 30 de zile de la depunerea sesizării, va primi și un răspuns. Vom reveni cu amănunte după ce vor fi efectuate verificările.